intervenție supranaturală a fost de vină. Este partea a doua comisiei de constatare. Îmi cer să vă întrerup, domnule Mitu, sunt imagini chiar în acest moment cu epava elicopterului Smurd, un elicopter care, s-a mai spus acest lucru, nu avea flotoare. Poate că asta să fi fost de asemenea una dintre explicații pentru ceea ce s-a întâmplat acolo. Absolut, poate fi și asta una din explicațiile pentru care acest elicopter n-a plutit sau n-a ieșit aceste flotoare. Am înțeles din programele de televiziune că fusese răscoase. Dar, oameni buni, dar încă o dată spun, de ce au murit cu zile? De ce s-au căznit să spună că stai acolo că vin? De ce nu există și în România, ca în alte țări, cum am fost și eu implicat într-un asemenea accident, serviciile care se caute să se salveze cât de repede? Întrebarea este firească, mi-o pun și o pun întregului serviciu de căutare și salvare a acestor aeronave. Da, poate că pentru aceste întrebări ar trebui să apară un răspuns, poate din partea domnului Arafat, poate din partea altor autorități. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, domnule Mitu. Revenim după publicitate, rămâneți cu noi.